Dar nu-i focus. Focus on me. Focus. Nu știu cum să mă compun. Alături de Carmen o să pot să fac o introducere serioasă. Deci așa, așa o să că fi... hai, gata, fără introducere începe. Primark. Măcar nu-i pungă de Primark. Contează. Vă spuneam că așa cum ați votat pe Instagram, o să testăm produsele din Primark și o să facem un machiaj. Așa cum suntem noi îmbrăcate, probabil din pijama spre petrecere sau din pijama spre pital de nebun. Probabil. Da. Dar pe Carmen, nu știu dacă o știți, probabil o știți de pe Instagram, pe YouTube nu prea m-am afișat cu ea, dar asta este primul. Puteți observa de ce. Să puteți observa de ce nu s-a afișat cu mine până acum. Asta va fi atmosfera pe durata videoclipului, pentru că... Așa suntem noi. Da. Noi vrem să testăm acum produsele din Primark. Ne-am cumpărat aici o grămadă de lucruri, de la fond de ten până la concealer, până la gene, până la sclipici, lucruri de pus pe corp. Ce o să fie foarte interesant, pentru că o să le testăm pe Carmen. Asta nu ți-am spus. Am uitat să menționez ceva atunci când te-am invitat. E ok. Vrezi cu meserii acum. Probabil ați mai văzut videoclipuri aici pe YouTube cu Haul Primark și ați mai auzit de acest Primark. E bine, este un magazin gigantic, uriaș, care se întinde... Ce faci? Efecte speciale continuă. Primarkul este un magazin gigantic, uriaș, pe care îl găsim mai spre Occident. Mai spre partea de vest a Europei, aici în est nu știu dacă o să-l aducă. Deci dacă o să-l aducă, eu o să dorm în fața magazinului, o să-mi fac cort, probabil. Okay. Pentru că este un magazin genial. Și spun genial pentru că acest raport calitate-preț este destul de avantajos și merită toți banii. O să vedeți. Da. Avem aici produse de 1 liră, 2 lire, 3 lire. Pentru noi, dacă ai calcula, ar veni undeva la 5 lei, 10 lei, 15 lei. Da. Dar pentru ei... Bănuiesc că nu înseamnă mare lucru să dai pe un fond de ten 2 lire și pe gene și pe unghii să dai 1 liră. Să sperăm că o să vă placă și vouă. Da. Și o să fim pe tot pe stilul ăsta de cateringă ce am făcut și cu Adela, evident. Că până la urmă o să aflați opinia unor persoane normale ca noi. Persoane normale? Nu chiar normale. Tu ai văzut de ce suntem îmbrăcate? Că tocmai de-aia vreau să vadă contrastul. Adică nu o să fie o părere dată de cine știe ce profesionist în machiaje, în... Ați înțeles. Profesionist? Luați-vă cană de ceva să beți cu noi. Începem? Începem. Nu știu dacă e cea mai bună introducere. Tranziție! Și o să ne împărțim produsele. O să fie foarte amuzant cine o să înceapă. Eu. Ok. Ăsta este fondul de ten Matte Foundation. După cum îi spune și numele, ar trebui să fie mat și să sperăm că o să fie mat. Nuanța care am zis eu că o să mi se potrivească, nu le-am încercat pentru că testerul acolo dispare subit, în toată nebunia aia nu știu unde este testerul. Da, și acum nu știu cum o să desfac asta pentru că nu are ajutătoarea aia. Eu încep. Nu avem primer. Nu am luat primer, nu mai știu din ce considerente, probabil n-am găsit sau probabil am vrut să mă încadrez fix în 50 de lire. Poftim, gata, trebuie gata aici, papa. Poți să pleci acum, mulțumesc. Poți să plec acum. Am văzut și eu o grămadă de tutoriale cu foarte mulți youtuberi care au încercat produsele de la Primark și spre surprinderea mea chiar arătau foarte bine. Scuze. O să torc pe pijama. Sper să fie ok și pentru mine. Este foarte deschis. Ilica. E prea deschis, nu? Și ar trebui să fie mat. Mat cred că e. Chiar e. Se pare semi-mat. A acoperit? Nu, dacă era nuanța mea. Chiar e ok. Adică eu am... Este pe la concealer. Adică Ilica ce mi-a pus atunci pe mână, doar aia am folosit, n-am mai pus în plus. Și acoperă. Adică mie mi-a acoperit petele. E ok. Chiar ok. Avem așa, avem un corector lichid. Mi se pare că seamănă foarte bine ca ambalaj ca cel de la Maybelline. Da, Maybelline Fit Me. Se numește My Perfect Color și are vitamina E și aloe vera și are medium coverage. Te rog, lasă-mi să fac asta, te rog, te rog. Wow. Ok. Acesta este concealerul de la Primark. Focalizează.
Ia să vedem dacă avem pensula de așa ceva. N-avem pensula de așa ceva. A, avem concealer brush. Oricum folosesc. O liră. O liră? Da, am dat o liră pe pensula asta care este cu două capete. Spune că un capăt este pentru farduri și celălalt capăt pentru concealer. Se uscă foarte repede, da. Dacă nu lucrați repede cu el. Da, am observat. Îl mai scoateți cu șpaclu de acolo. Eu deja nu pot să-l iau de pe mână. Nu acoperă. Cel puțin pe mine nu acoperă. Nu-l urăsc. Și nici nu mi-a acoperit zona asta destul de închisă. Hai să venim și cu al doilea strat. Mie, pe de altă parte, mi se pare că acoperă puțin. Vrei să ne batem? Se pare că sunt foarte albă în zona de sub ochi acum. Avem pudră, dar de asemenea, pe lângă pudră, mai avem și o paletă de contur. Doamne, dispo, de când aștept să o văd? Care nu are pudră. A. Are doar iluminator. Pudra a fost 2 lire, se numește My Perfect Color. Cred că este din aceeași gamă cu concealerul. Pudra. Nu cred că să ai șanse. Eu nu folosesc pudră de fel. Are și oglindă, are și folie protectoare și are și burețel. Eu nu sunt cel mai bun expert la matifiază, pudră. Probabil că și fixează, o să vedem imediat dacă ne lucește fața sau nu. Da, dar mie este preferata mea. Fața îmi lucește doar în obraz și puțin, foarte puțin pe frunte. Și s-ar putea să nu fie preferata mea și din cauza concealerului, pentru că odată ce am aplicat o pasta deasupra concealerului, corectorului, mi se pare că a brânzit puțin. Un pic, da, un pic. Și mi se pare pielea foarte... Pe creponată, de fapt. Dacă pudra a fost interesantă, hai. Doamne, de-abia aștept să folosesc contouring-ul. Pensule. Pensule, imediat, draga mea. Toată colecția pe care o avem noi aici. Pâs? Da, stă sub brandul Pâs. Pâs, puncte, puncte. Pâs. Da, deci este marca proprie Primark, dar nu știu cine au pus PR sau PK. Așa. Și hai să începem. Deci avem așa, avem mai multe opțiuni de highlight. Avem prima dată această parte din hexagon numită glow. Sfăciuim un pic? Hai. Haide. Și avem partea glow. Se vede? Mm-hmm. Am așteptat să fie o roz, foarte roz, adică e ceva, dar cred că dacă pui... Hai că o să vedem. Și mai avem... Cred că dacă pus pensula sau ceva, cred că... Ceva se vede. Și mai avem două iluminatoare, unul care este extrem de roz și se numește highlight, deci nu ar spune că ar fi blush. Ce ți-am zis? Nu. Probabil că pe un ten închis și foarte închis s-ar vedea bine. Și mai avem o variantă, asta, okay. Albă. O să se vadă bine pe amândouă. Da, asta arată bine. Da, arată bine. Nu sunt extrem de accentuate, dar dacă nu sunteți cu iluminatoarele care să se vadă de la poștă, s-ar putea să vă placă. Hai să începem cu conturul. Nu avem pensule de contur, știu că erau acolo la Primark, erau toate felurile și toate soiurile. Doar că nu, mi-am luat câteva de ochi să vedem într-adevăr cum sunt. Și o să folosim ce avem noi prin colecție. Hai să începem cu asta, sunt foarte curioasă de cum e. Și eu. Se pare foarte închisă, ia. Nuanța asta de contur nu mi se pare pigmentată, dar în același timp nu mă deranjează pentru că are acea tentă gri. N-are un subton cald. Doar că trebuie să insiști foarte mult ca să se vadă. Am pus 12 straturi. Deci după 12 straturi... Dar chiar îmi place. Nu, și mie. Adică e buildable. Exact. Nu, poate fi... Și salvează nuanța. Deci dacă ar fi fost o nuanță roșcată, clar, nu mi-ar fi plăcut. Da. Dar nici eu nu mă pot opri din a pune. Sunt mai mult, mai vreau. Da, noi suntem obișnuiți atunci când punem. Într-adevăr, să ne chinuim să amestecăm și să difuzăm tot ce am pus deja. Să trecem la iluminator. Deci, eu aș vrea să mă ridic și să-l folosesc pe ăsta. Dar eu aș vrea să-l folosesc pe ăsta, deși știu că o să stric. Am zis, tot. ok. O să stric absolut. Tu chiar vrei să te duci departe. O să mă duc cu ăsta alb și tu du-te cu ăsta, mergi pe ăsta roz. Ca să le încercăm pe amândouă. Okay. Și cu ăsta nu știu ce o să facem, că mie sincer mi-e frică și sunt sigură că o să stric tot machiajul, având în vedere că are un subton destul de închis. Este închis, nici eu nu l-aș încerca. Adică arată cam așa, dar odată ce te întorci sau stai drept... Foarte bine, nu știu cum se vede pe cameră, dar arată foarte bine. Putem să-l folosim ca blush. Da, doar că pentru mine s-ar putea să fie mult prea mult. Da, adică machiajul ăsta perfect nu poate fi stricat. Ok. Dar dacă ud pensula înainte... Oh my god! Nu, că-l fac și eu să meargă pe cel roz.
Deci ai dat totul. Am dat peste produse. Numai nu pe pensula. Deci este ultima încercare. Dacă nu funcționează nici acum pe mine. Pune cu degetul. Puțin. Puțin. Dar îmi place. Stai să nu-l încurc cu bronzerul. Pentru că eu dau și highlighter, dau și bronzer. Dar este drăguț, este subtil. Da, este drăguț. Eu mă uitam în oglindă, care nu există. Este foarte, foarte mișto. Asta e pigmentat. Foarte pigmentat. A fost. Rezistența 10. Ziua ta cum a fost? Nu, dar nu glumesc eu. Oh, are mă sclipici. Eu folosesc blush de puțin timp. Nu, doar lucește. Zâmbește. Dar parcă puțin culoare. Gata. Tot ce am de sprâncene este acest brow gel, tot de la PS. De la PS. Și este un gel transparent cu care o să ne fixăm sprâncenele. Deci o să fim pe stilul natural, atât cât putem. Natural. Dacă găsim în... avem și o paletă de farduri și să vedem dacă găsesc ceva acolo care să mi se potrivească pentru sprâncene. Cred că da. Și am așa ceva, brow gel, dacă o să lipească sprâncenele. Cât a fost asta? O liră. Mi le-a aranjat într-adevăr, mi le-a comințit, stilizat, ordonat. Deci încă e... deci pun mâna și e umedă. Da. Atât. Se uscă destul de greu. Mi-a întărit firele, dar nu le-a fixat de piele, dar de întărit le-a întărit, adică și-a făcut treaba. Cred că acum le-a fixat, acum începe să se întărească, dar după ceva vreme, cred că după un minut. Cred că ai pus puțin mai mult decât mine, că la mine deja s-au întărit. Deci dacă rămân așa până la final, este foarte bun. Dacă o să am fire rebele, nu e bun. Da. Trecem la machiajul ochilor și aici am fost tentată de multe produse, în sensul că am găsit odată, erau destul de multe palete, nu pot să zic că nu. Dar am fost tentată de paleta asta, se numește Nude Addiction și mi se pare că seamănă perfect cu... Aveți o singură variantă de răspuns. Da, cu acea gamă seamănă pe care a scos-o Huda Beauty, cu Obsession, doar că astea se numesc Nude Addiction. Și pe lângă faptul că au ambalajul asemănător, seamănă cât de cât și înăuntru. Acum o să vedem și cât sunt de pigmentate. Când copiezi tema și îi spui să nu semene. Trailer a fost paleta și pentru... Și arată foarte ok. Da, iar genele pe care le-am găsit sunt acestea care mi se pare că arată foarte bine pentru prețul lor. O pereche a costat 2 lire. De asemenea, am găsit și pensule. Sunt astea 3. Astea au costat ceva mai mult. 3,50 de lire. Asta scuze înseamnă mă mult. Mai vin și cu pigmenți. Și din ce am testat eu, ăștia într-adevăr arată foarte bine. Seamănă puțin cu cele de la England. Da. Dar nu sunt chiar atât de metalice. Și am găsit nuanța asta roz și încă o nuanță care zic că ar trebui să fie un mauve, un mauve gri. Da. În genul ăla. Tot pentru ochi, ceva ce iarăși m-a tentat și a fost ceva și mai eu, mult. Clar, a fost 3 lire ăsta. Seamănă cu renumitele, nu mai știu cum, Stila Shadow Glitter Stila. Stila. O să-l vedeți imediat aici pe ecran. Stila. Când l-am testat în magazin era pigmentat, adică are destul de mulți clipiști, te rog deschide că nu mai pot. De asemenea, le-am găsit pe astea cu 2 lire și unul din ele îl și pierdusem, pentru că un mic story time, dar cei de la Primark, dacă nu îți cumperi tu și nu spui la casă că vrei să-ți cumperi o pungă de plastic, ei îți dau de hârtie. Și pe lângă faptul că aveam vreo 3 punguțe din acelea medii de hârtie, afară când am ieșit, ploua cu găleata și pungile, fiind de hârtie, s-au udat și s-au rupt. Și toate hainele, inclusiv lucrurile mărunte, se rostogoleau pe bulevard și încercam să le prind, având în vedere că eram pe Oxford Street, care este una din cele mai populate străzi. S-a mai rămas fără unul. Și evident, încă un drum la Primark, du-te și mai am încă un glitter. Și astea sunt niște glitere care sunt pulbere, n-au gel în ele, sunt ele așa obișnuite. 2 lire, mi-am luat 3. Săracele au fost 4, dar cine știe în mâna cui o fi acel glitter. O să începem cu paleta, care e tot pe nuanțe neutre, auriu. Dar astea sunt foarte cremoase, asta m-a surprins. Până și nuanțele mate sunt foarte cremoase și foarte pigmentate. Adică la asta nu mă așteptam de la o paletă de 3 lire. Hai să începem, dar vreau să încerc Okay. Nuanțele mate. Pe mână? Cu degetul, da. Să vezi ce cremoase sunt. Chiar sunt curioasă, deci la te am văzut că se numește asta.
Deci sunt foarte cremoase, sunt untoase, parcă odată ce spui da, buricul untoase, vegetelor, exact, parcă te afunzi așa în fard. Și cele... La fel. Ciao! Arată foarte bine! Da. O să iau o pensulă mică. Nu! Hai să încercăm pensulele pe care le-am luat. Și am nevoie de concealer. Mi le-ai pus în glugă. Ial. Asta e acum. Ial. Pensulele pe care le-am găsit. Deci sunt acolo la produse. Doamne! Deci o să vă inserez aici o poză să vedeți. Am pozat fraudulos, că nu era nimeni lângă mine și puteam să pozez. Dar sunt insule pentru fiecare produs în parte și pentru fiecare categorie. Sunt așa insule din acelea, ca în magazinele de machiaje. Da. Și la nivel de pensule aveau un perete întreg. Nu mai spun că și la unghii au un perete întreg. Majoritatea tutorialele pe YouTube erau pozitive. Mai ales raportul calitate preț, n-ai ce să spui. Adică n-ai ce să spui. Adică, și dacă ar fi un produs să nu se potrivească, la 2 lire nu poți fi tristă. Adică exact, sunt produse exact pe care dai milioane și te... Cu alea ce-ți mai faci? Într-un fel se justifică toată nebunia din jurul lui. Nebunie în care am intrat și eu. Deci eu când văd Primark nu mai există altceva pe lângă mine. Eu trebuie să intru, nu mă interesează că e închis. Trebuie să intru cumva. Vreau să arăt pensulele. Setul ăsta are o pensulă de blending care este foarte vicipufoasă. Și ce moale. Doamne! Păi următoarea pensulă este una pe care o punem aici în pliu și e destul de mică, cu perii de, destul de denși. Și una și mai mică, probabil pentru detalii. Acum o să-mi pun minunatul concealer, care nu știu cum o să fie ca bază. Ca și concealer este... Voi folosi nuanța asta, ca nuanță de tranziție. Latte se numea. Tu ai învățat nuanțele de pe foița aia? Desigur. Nu pot fi un beauty guru fără să mă uit la nuanțe, Ilinca. Eu o să vin cu nuanțe maro, din paleta cu nuanțe maro. Și am terminat. Nu, dar se vede. Da, se vede. Și este... ochelarii. Atât de bine se vede. Da, sunt puțin prăfoase. Puțin. Față-mă și pe mine. Teach me. Fac și ce faci și tu. Fac și ce faci Adela. Fac și ce faci Adela. Și acum o să vin ca în tutorial. Și o să blendesc, o să difuzez, o să amestec tot ce am pus eu aici. Okay. O să fim așa, un fel de sorcovă, tocmai ca să folosim toate produsele la capacitate maximă. Vrei să folosești tu pensula? Să încerci și tu unele ele? Eu nu văd bine paleta asta aici. Eu să-mi fac ceva asemănător cu machiajul pe care l-am arătat în tutorialul cu pașii. Când am altă inspirație? O să fac și ce faci așa. O să vin cu nuanța cea mai închisă. Ia uite! Wow! Eu o să folosesc nuanța asta. Mi-e frică să folosesc pe asta. Da. O să folosesc pe asta, cred, un maro mai rece. Wow, deci maro ăsta închis. Este... E acolo! Aș încerca nuanța cea mai deschisă tot pe post de iluminator în colțul intern, pentru că nu l-am aplicat pe acela minunat din paleta de contur. Și se vede exact ca iluminatorul. Și o să-mi pun și sub sprânceană pe arcadă. Haide cu pigmenții, sunt foarte curioasă de pigmenți, cum o să se vadă. Eu am încercat doar pe mână și de obicei sunt ceva deosebit atunci când aplici o cantitate mai mare pe mână și atunci când vii cu pensula pe pleapă. Și avem așa, avem pigmentul ăsta roz. Are nuanță? Nu are nuanță. Se numește Pure. Double Dimension. Pure. Asta merge cu un machiaj foarte închis, ca să lase el în evidență, pentru că are particulele acelea negre. Wow! Se vede? Da. Da. Și eu cred că o să încerc rozul și când mă duc spre colțul extern o să încerc acel mov spre negru. E o combinație foarte ciudată, dar place. Mergem pe creativitate, spui. Normal. Și o să încerc prima pensulă, aceea cu două capete, și o să încerc partea asta de concealer, pentru că e mult mai plat față de asta care e mai densă. Da, și o să mă duc în colț, uite. Sper să nu se aplice brânzos, pentru că are tendința, fiind atât de cremos, să se adune. Din tot entuziasmul meu de a pune și de a fi foarte pigmentat, am pus enorm de mult. Că toată pielea mea se strânge odată cu el.
Înapoi! Camera mă cheamă! Camera mă iubește! Avem și eyeliner dacă vrei. Chiar sunt curioasă la eyeliner. Trebuie să mă așez mai bine pentru eyeliner. E mat? Liquid eyeliner. Pus. Ia să încercăm. Luminatul eyeliner pus. Și mă sprijin din toate colțurile posibile. Mi-am pus genunchi aici până în gât, ca să pot să stau cu mâna ca lumea. Mă sprijin și de față. Deci este... Sprijină-te și de mine. Este o întreagă schemă. Nu-mi place pensula. Pensula mi se pare destul de greu de manevrat, pentru că este... Dar nu este flexibilă. Am mai avut eyeliner cu pensule așa și m-am descurcat. Nu este flexibilă. Începe să-mi placă, începe să mă obișnuiesc, aș putea să fac asta. Gata! Gata? Deci eyelinerul ca și consistență, ca și textură, e bun. Pensula mă omoară, deci aici mă încurc total. Cred că ține și de obișnuință și de cum folosești tu de obicei un eyeliner. Că dacă te obișnui cu unul, da, automat așa o să-ți formezi și mâna, dar merge, având în vedere că e o liră. Mie mi-a plăcut. Își face treaba, n-am ce să zic, dar pe mine mă încurcă pensula. Da, într-adevăr, pensula e... puțin cam tare. Oricum, da, dacă ar fi să-l luați, puteți să înlocuiți pensula cu o pensulă de-a voastră, subțire. Ceea ce probabil o să fac și eu în viitor dacă o să-l folosesc tot pe acesta. Gene. 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 Astea sunt din colecția 3 de a Angel. 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 Angela. Și avem și lipici inclus. Știu. Șocant. Șocant, șocant. Da. A doua lire e și lipiciu, da, dar eu știm cum e lipiciu. Am rupt ambalajul din greșeală. Și un pic. Dar lipiciu e destul de mare. Wow, și are și băț. Cu care poți să distribui produsul. Vrei să încercăm? Hai să încercăm. Poate nu o să-și cumpere toată lumea lipiciul nostru și hai să mergem cu ăsta. Dacă avem așa, pe el scrie merge. Că n-avem voie să-l băgăm în ochi. Și în cazul în care ne-a intrat în ochi. N-avem voie să-l băgăm în ochi? Rar. Da, iar în cazul în care ne intră în ochi, să spălăm cu apă caldă. Cam ce scrie pe fiecare apă caldă. N-am apă caldă. Hai să vedem, s-ar putea să fie puțin mai. Mie astea mi-au plăcut foarte mult. Nu, cred că... Se pare destul de... Nu neapărat naturale, dar cred că o să schimbe frumos machiajul, pentru că nu par chicioase, nu sunt lipite între ele. Da, chiar arată bine. Arată foarte bine. Arată foarte bine. I see you, Primark. O să lasă să se usuce. Am pus o cantitate nici prea mult, nici prea puțin, nici căcă, nici căcă. Doar că o să forțez puțin. La buze am luat două variante. Una foarte partea ieftină. Partea mea preferată. Da, una foarte ieftină. Deci foarte, foarte ieftină. În sensul că n-a fost nici măcar o liră. A fost 90 de pence. Undeva la... Până în 5 lei, până în 5 lei și 10. Și știm cu toții cu ce se aseamănă. Mac. 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 Da, pe cameră se vede roșu și el de fapt e un vișiniu cărămiziu. Da, e cărămiziu mai mult. Da. Încearcă-l pe mână. Și culoarea este superbă, din punct de vedere. Dar nu e mat, nu e... Nu e mat, e cremos, dar are pigment, chiar are. Și mai am o variantă, hai să-i spunem puțin mai scumpă, pentru că a fost 2 lire, cât a fost ăsta? 2,50 cred că a fost. Că nu mai avem ambalajul, dar undeva până n-a fost 3 lire în niciun caz. Se numește Super Matte și evident, cum arată, Huda. Seamănă foarte bine cu cele de la Huda. Doar că, față de cele de la Huda care miros a vanilie, caramel și ceva delicios, ăsta mi se pare că miroase exact a ojele pe care le cumpăram când eram mică și le lua mama de la magazinul din colț. Exact. Deci este exact același miros. E cremos. E pigmentat. Ia ce nuanță este, stai că n-am spus nuanța. Nuanța mea este Dare to Bear și genele nu, deci lipiciul ăla este catastrofă. Este a 7-a oară când îl lipesc în colțul intern geana și nu stă. Deci nu vă bazați pe lipiciul ăla pentru că o să vă lase imediat. Acest body glitter gel. Da, deci ăsta îmi place la nebunie pentru că... Este un gel foarte ușor, are o textură foarte apoasă
și are extrem de mulți clipici, care este un albastru, mov, deci îți ia ochii imediat. Da, da. Și odată ce îl pui pe piele, gelul ăla se usucă sau țintă piele, nu știu, dispare, dar îți rămâne acest clipici absolut super, deci îmi place la nebunie. Îți clipește tot corpul, deci când l-am văzut și mai costă și o liră 50, deci am zis că trebuie să fie al meu și mi-am mai cumpărat încă două pe lângă butelcuța asta mică. Și ia, încearcă tu acolo. Mai ales că îmi place nuanța. Deci putea să fie ceva clasic, simplu, putea să fie auriu, argintiu, ceva, dar din moment ce mai e și albastru mov. Gata, avem setting spray. Așa o să folosim clasicul Fix Plus. Fix Plus. De la MAC, deși noi o să mergem direct să ne culcăm. Nu, ne-am machiat, dar nu mergem nicăieri, evident. Asta se întâmplă în proporție de 90% atunci când ne facem și fac machiajele. Facem economie, ne ducem în economie, haide. De mine a venit. Acum. În rest, noi am testat tot, de la concealere până la fond de ten, până la rujuri, până la pensule, până la farduri, până la lipici. Tot. N-am încercat și astfel. Deci, cu cât repet, cu atât îmi dau seama că am mai rămas lucruri, dar chiar n-am mai rămas lucruri. Și mi-am mai luat astea, care sunt niște ștrasuri de pus pe față. În ideea aceea de festival și le-am găsit așa, o folie costă 2 lire, mie îmi plac pentru că deja au adeziv pe ele și se văd absolut superb. La noi în București nu prea am găsit sau dacă sunt, să-mi fi cu iertare, nu știu, nu le-am găsit eu personal. Dar de fiecare dată prefer să-mi iau din Primark pentru că sunt bune și n-am avut nicio problemă cu ele. Au stat lipite, mi-am făcut pozele, își fac treaba, treaba lor de a sta pe față și asta e. Clar. N-am uitat nimic. Da. Clar. Ce an n-am uitat nimic? Nimic. Păreri. Hai să luăm produsele care ne-au plăcut ca să facem și o concluzie clară, că nu știu cât de clare am putut să fim în clizeala asta pe care am tot avut-o. Hai să le luăm pe la care nu mi-au plăcut, pentru că au fost mai puține într-adevăr. Care nu ți-au plăcut, ok. Nu mi-a plăcut concealerul, pentru că nu mi se pare high, medium, full coverage. Nu mi se pare că mi-ar fi acoperit nimic. E genul ăla de textură foarte groasă, dar odată ce îl pui pe piele, dispare, parcă e absorbit, parcă e mâncat de piele și nu știu unde se duce. Pentru mine n-a funcționat, nu știu ce e cu el, poate să mai încerc. Ca bază, cum si cum sa, fardurile se văd, deci hai să zicem că măcar asta să-i fie întrebuințarea. Apoi, ce nu mi-a mai plăcut, evident, acel lash glue, acel lipici da, excepțional din pachetelul cu gene. Ăla nu, este dezastru, deci nu vă bazați pe așa ceva, cel mai bine, bravo. Luați ceva ce știți că funcționează și în care aveți încredere, ca să nu vă treziți noaptea când dansați și faceți o piruetă că vă zboară așa o geană. Am pățit și știu pe mâna cu ea a rămas geana mea. Și este și nu mi-a pentru mine a fost distracție, dar pentru cineva care probabil nu vă cunoaște să fie foarte amuzant da. Să vadă că cad chestii din, de pe fața voastră. Eyelinerul, el ca și eyeliner, el ca și produs, vorbesc strict de el, este lichid, se usucă repede, este mat, doar că pensula, eu nu sunt obișnuită cu pensula aceea foarte tare și foarte groasă pentru că nu pot să îmi fac acea linie care se continuă așa spre infinit, pentru că rămâne acel capăt și nu, 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 nu bine. Pudra, cum si cum sa, matifiază, cred că au trecut deja 2 ore de când am aplicat-o, da, da. Că noi până am filmat și până ne-am machiat, dar nu e chiar cea mai bună pudră pe care am încercat-o, dar nici cea mai proastă, ca să fiu sinceră. Și cam astea au fost. Eu zic că n-am mai imitat absolut nimic, cred că mi-au plăcut toate. M-au surprins, oricum primerul pe mine mă surprinde de fiecare dată, cu fiecare haină, cu fiecare decorațiune, cu fiecare idee pe care o au. Pentru că v-am spus, sunt atât de ancorați în realitate și pe lângă faptul că au prețurile astea mici, nu sunt chiciuri, nu sunt lucruri pe care le folosești o singură dată. Deci Primark este magazinul meu preferat în momentul de față și de haine, de accesorii, de uite că și de produse de make-up. Pigmenții aia chiar sunt de avut în colecție. Genele arată bine. Genial. Ea, în schimb, s-a mai uitat la videoclipuri în care erau prezentate produse Primark, da. Acestea de machiaj. Eu nu m-am uitat la absolut nimic. Deci chiar m-am păstrat și le-am ținut pe toate la distanță, tocmai să vă spun părerea mea sinceră și să-mi vedeți reacția naturală și cea reală atunci când încerc un produs de machiaj. Chiar mă așteptam ca din multe dintre ele să fie atât de bune. Acestea avem spuse. Noi probabil nu știu ce facem, dar suntem îmbrăcate în pijamale. Da, suntem tigrișori. Bine, eu sunt tigrișor, tu ai ales să fii altceva, să nu fii tigrișor. Dinozaur. Tu ești dizonaur. 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 Și acestea fiind spuse, acesta a fost videoclipul. Sperăm că v-a plăcut și că v-a inspirat. Și dacă vedeți Primark, o să vă luați ceva din ce am zis noi pe aici.
Dacă o mai vreți pe Carmen în videoclipuri să-mi spuneți, pentru că va trebui să o plătesc chiar ca să vină. Și ea mă iubește, și ea mă iubește, da. O să-mi iei machiajul. Da. Vedem cât este de rezistent. Și nu uitați să ne scrieți în comentarii părerele voastre. Sper că v-ați distrat. Dacă și nu, dacă mai vreți să vedeți videoclipuri în genul acesta, first impressions, de preferat cu mine. Vă pupăm! Vedem pa! Ok, deci cât am vorbit, da? Altfel, nu mai lucrăm împreună de acum încolo. Dă-mi înapoi.